Elena și chiprianos. dați în vileag? Gagea și Criș au spus ce s-ar ascunde, de fapt, în spatele cunoașterii dintre cei doi. Toți concurenții din Casa Iubirii au rămas mască. După cea mai recentă gală, mulți concurenți au intrat la bănuieli în privința Elenei și a lui chiprianos. Blondina se apără, dar celelalte fete nu o prea cred. După ce Elena i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți atunci când a zis că ar pleca din emisiune după chiprianos dacă acesta ar fi eliminat, spiritele s-au încins foarte tare în casă. Mulți dintre concurenții din casa iubirii cred că joacă doar teatru, însă există mai multe teorii. Gaci a intrat la bănuieli în privința Elenei. Îi parcă prea pleci după el. Atât Gagea, cât și Criș, au intrat la Bănuieli și cred că Elena și Cipriano s-ar fi încălcat regulamentul. Mai exact, unii concurenți sunt de părere că cei doi tineri ar fi fost apropiați de dinainte să intre în casa iubirii. Gagea, ea te grăbește în afirmații, Elena. Poate îl cunoști pe chiprianos și nu o să rezonați unul cu celălalt. Asta nu înseamnă că nu poți să să-ți dai voie să mai stai aici, să mai cunoști pe cineva. Elena. Îl bagi că eu m-aș cunoaște cu el din afară, chiprianos. și păi și el a băgat la mine cam relații în afară. M-a acuzat de încălcarea regulamentului. Criș, viești așa sigur pe tine, las te înțeles chestii. Nu înseamnă că bat eu, ne, red Apropo, Gaja, putem să spunem și noi că vă știți din afară, că parcă prea pleci după el. Elena, au făcut oamenii niște legături, că eu am fost cu chiprianos, cu Bianca și cu Patrick în Grecia și că ne știm toți patru. Gaja, eu nu am dat-o să vă atac. Criș, tu, prin siguranța pe care o arăți aici, că ai vrea să ieși pentru chiprianos afară după o săptămână, poți să lași de interpretat și chestiile astea, pentru că e cam imposibil, Elena, dar nu trebuie să se aplice lucrurile la toată lumea cum le fac eu. Dacă eu sunt mai ieșită din comun.